Bine v-am găsit la Jurnalul Știrilor de la Făgăraș, sunt Bogdan Șofend. O făgărășancă s-a trezit cu mașină cu tot proiectată în zidul unei clădiri. Accidentul s-a petrecut astăzi pe o arteră centrală a orașului lângă sinagogă. De vină a fost indicatorul stop, nerespectat de o altă șoferiță. La locul incidentului a fost nevoie de intervenția echipajului SMURT. Stop! Acesta este indicatorul rutier ignorat sau scăpat din vedere astăzi de către o șoferiță. Urmările, Opelul Corsa pe care îl conducea s-a izbit lateral de un Volkswagen condus regulamentar tot de o femeie din Făgăraș. Incidentul a avut loc la intersecția din zona sinagogii. Șoferița autoturismului Opel a avut viteză destul de mare, spun martorii, a izbit violent mașina ce venea regulamentar pe drumul cu prioritate, pe care a proiectat-o în magazinul de panificație aflat în apropiere. Doamna asta vine, nu știu, săraca nu de aici, de prin zonă și nu văzut semnul și ea... Aveam 34 de la oră, dar doamna a intrat în mine și m-a împins într-o clădire și am intrat în clădire. Conducătoarea auto a scăpat nevătămată, nu a suferit răni grave, dar a fost vizibil afectată în zona toracică atunci când s-a declanșat airbag-ul. A pus mâna pe telefon și a sunat singură la 112. Un echipaj SMURT a venit la fața locului și au acordat femeii primul ajutor. Aceasta nu a suferit răni grave, dar a tras o sperietură soră cu moartea. Agenții rutieri urmează acum să stabilească în ce condiții s-a produs evenimentul. Rezultatele după contestațiile la BAC s-au lăsat așteptate la noi. Deși trebuiau afișate de ieri de la ora 10, acestea au sosit cu mare întârziere de la inspectorat. În aceste condiții a crescut tensiunea celor care așteptau un răspuns. Dezamăgire mare însă la afișare. Au avut șanse de succes doar 8 din cei peste 100 de candidați făgărășeni, care au cerut reevaluarea lucrărilor. 118 este numărul total al contestațiilor depuse la Făgăraș de elevii celor 5 licee care au susținut bacalaureatul de toamnă. Aceștia au așteptat ieri cu sufletul la gură afișarea rezultatelor finale, care au venit cu întârziere de la Inspectoratul Școlar Județean. Notele după contestații au fost afișate la Colegiul Național Radu Negru, abia seară târziu. Veștile nu au fost deloc bune pentru cei care au sperat să promoveze examenul după reevaluarea lucrărilor. Doar 8 candidați din 118 se pot mândri de acum cu diploma de BAC. Este vorba despre 3 absolvenți de la Șenchea, 3 de la Aurel Vijoli și câte unul de la doamna Stanca și Radu Negru. La Liceul Teologic Ortodox a fost depusă o singură contestație, însă aceasta nu a fost soluționată favorabil. Dacă la Făgăraș cel puțin 8 absolvenți au avut sorți de izbândă. În orașul Victoria situația nu este la fel de îmbucurătoare. Aici rezultatele după contestații rămân neschimbate, adică niciun absolvent nu a primit răspunsul așteptat, acela că a promovat bacalaureatul. Dacă pentru unii vacanța reprezintă motiv de distracție, relaxare și detașare de activitățile cotidiene, pentru alții un concediu se dovedește a fi extrem de prolific. Este cazul romancierului și poetului făgărășan Mircea Mihai Chiș. Proaspăt întors dintr-o vacanță de peste hotare, scriitorul făgărășan povestește cum timp de 4 luni nu a stat degeaba. A reușit să pună cap la cap un roman, dar și un volum de poezii. Mircea Mihai Chiș este cunoscut făgărășenilor pentru activitatea sa scriitoricească, extrem de bogată. Tocmai a revenit la Făgăraș după ce, timp de 4 luni, a avut parte de o vacanță peste hotare și a petrecut concediul în Bosnia și Elveția, 2 țări în care are prieteni apropiați. Nu a stat doar la taclale și l-a depănat amintiri, în tot acest răstimp a așternut pe hârtie un roman și un volum ce cuprinde numai puțin de 150 de poezii. Romanul are un titlu sugestiv, Viața nu este un paradis, iar poeziile apar sub titlul Regina reginelor, mama. 3.800 de lei, aceasta este suma necesară ca cele 2 cărți să vadă lumina tiparului. Banii sunt ușor de obținut, scriitorul își va pune la bătaie pensia adunată în cele 4 luni de vacanță. Să știți că eu am venit foarte încărcat din această vacanță, cu spirite bune, așa, pentru că eu acolo am avut prilejul să scriu 2 cărți. 2 cărți pe care săptămâna viitoare le voi duce la tipărit, așa. Prietenii m-au ajutat, cei care m-au sponsorizat cu șederea de 4 luni de acolo și ei au spus așa, ne
vii la noi și banii care ai pensia, poți să-ți editezi cărțile. Cele 4 luni petrecute de Mircea Mihai Chiș peste hotare au fost prilej de a lua legătura cu personalități ale vieții artistice, dar și care trăiesc în Bosnia sau Elveția. M-am întâlnit cu mai multe persoane, mai mulți actori, m-am întâlnit cu scriitori, m-am întâlnit cu comunitățile ortodoxe române din Berna și din Sarajevo. M-au primit foarte bine acolo, mi-au primit foarte bine cărțile care eu le-am dus, Marele Preot și în Peștera Arde o Candelă și să stăm de vorbă cu iubirea. Extraordinar de mult, m-au lăudat, mi-au spus și la anul și oricând și din toate cărțile și chiar din cărțile astea care vor ieși, neapărat să le trimit acolo 30 de exemplare. Mircea Mihai Chiș este cunoscut printre colegii săi de breaslă ca un scriitor extrem de prolific. În timp foarte scurt reușește să aștearnă pe hârtie pagini întregi. De unde îi vine inspirația, ne spune chiar el. Am idei și mă duc și mă documentez în ideile care le am și pe care le pornesc, mă duc și mă documentez. Fie că undeva, de exemplu, scriu despre țigani, despre țigani cu șatra. Am trăit 3 săptămâni cu țiganii la șatră, ca să pot să vorbesc exact despre ei. Sau, mă rog, și altele am fost la Timișoara și acolo tot așa am trăit între oamenii despre care am scris. Cele 2 cărți scrise recent cresc numărul aparițiilor publicistice ale romancierului și prozatorului Făgărășan. Acestea vor vedea în curând lumina tiparului și vor fi lansate oficial la Casa de Cultură în data de 8 noiembrie, de ziua Sfântului Mihail, atunci când autorul împlinește venerabila vârstă de 80 de ani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante informații de astăzi. Accesați adresa impactfăgăraș.ro pentru a ne urmări pe internet. Sunt Bogdan Șofen și vă aștept mâine cu noi știri. La revedere!